La Cupa Orașului Buftea, competiție de sambo aflată la prima ediție, au participat și copii din centrele de plasament Periș și voluntari. Pentru ei, organizatorii au făcut posibilă desfășurarea evenimentului. Pentru ei, aia atrage către sport. Ne interesează foarte mult reintegrarea și atragerea copiilor din centrele de plasament și orfelinate, mai ales la centrele de plasament, unde știm foarte bine că la atingerea majoratului copiii sunt lăsați în voia soartei, să zicem așa. Vrem să-i reintegrăm prin sport în societate. Poliția Ilfov s-a implicat pe partea de prevenire în această activitate, invitând copiii instituționalizați în centrele de plasament Periș și voluntari. Noi dorim să-i atragem pe acești copii pentru a urma o viață sportivă, în detrimentul urmării unei vieți infracționale. Vedeta competiției a fost multiplul campion național Ionuț Firanța, puștiul din Brezoaiele, pentru care sensei și profesoara de chimie din școala în care învață s-au transformat în mamă și tată pentru băiatul de 9 ani. A fost părăsit de mamă și trăiește cu tatăl său, care nu are posibilități financiare să-l susțină în educație și sport. În ciuda tuturor problemelor, Ionuț a demonstrat încă o dată că performanța poate fi atinsă cu multă muncă și ambiție și a câștigat competiția din Buftea. Fericit. Prima dată am crezut că am pierdut meciul deja și mi-am revenit. Să nu se supere dacă pierde, important e să participe, ca să ajungă cineva în viață. În ciuda forței pe care o arată în competiții, Ionuț a înțeles că este doar un sport și nu pune în practică niciodată schemele învățate cu colegii săi de la școală. Acesta este și obiectivul evenimentului sportiv, să învețe pe copiii instituționalizați că violența nu le aduce nimic bun, iar forța poate fi folosită pentru construirea unei cariere de succes ca sportiv. Ionuț își dorește să ajungă un nume mare în artele marțiale pentru a-și putea scoate tatăl din sărăcie și pentru a-și ajuta sora hipoacuzică să audă. Și este cel mai bun exemplu de izbândă pentru alți copii care cresc fără părinți. Ionuț este un exemplu întrucât el de la vârsta de 2 ani crește fără mamă, cu un tată care are și niște probleme medicale și vă dați seama, pentru un copil de vârsta lui este foarte, foarte greu să răzbați în viață. Copiii în general se întăresc prin sport, deci se întăresc și fizic și mental. Și ne dorim ca și pe partea sportivă, dar și socială, să integrăm în societate. La finalul competiției, copiii instituționalizați au fost inițiați în tainele artelor marțiale tip sambo. Sensei, împreună cu micii sportivi, le-au arătat mișcările de bază, speranța că vor fi atrași de acest sport și că pot deveni viitori campioni, care vor reprezenta România la cele mai mari competiții.